Mă refer la Silviu și brigada Fireboys. Înțeleg că această comunitate are deja și nume. Salut șacalilor, ce faceți? Nu-mi place să o spun, dar astăzi este scandal. Lumesc, care-i treaba? Deci s-a întâmplat zilele trecute o mare nebunie. Știți problema influencerilor care promovează pe canele în România? Așa e bine, Silviu Fire a comentat un videoclip despre Dorian Popa. Cred că ăsta este, da? Și Dorian a răspuns aseară cu acest videoclip. Și eu m-am decis să-mi iau așa o pungă de popcorn și să mă uit așa, știi cum am. Bă, nu m-am mai uitat de mult la chestii de-aia. Nu știu dacă a reacționat vreodată la un scandal, dar vreau să mă uit și eu. Și cum merge și mie gura, o să mai comentez și eu. Așa că nu uitați să lăsați un like dacă nu susțineți păcănelii și haideți să ne uităm împreună. Ia uite, mă trească familia mea dacă nu, ia uite cum se plimbă lumina pe pichelii pe frunte de regata. Hai să mă haideți să vedem cum s-au mai opărit la cur oamenii afectați de campania antifoame. Cui mai poate ce spune lumea? Dacă ascult la ce spune lumea, ajungi mare în viață. Wow, Dorian deci... este foarte, foarte opărit zilele astea. Îi se face rău. E foarte mult hate împotriva lui. E total ok pentru el și alte persoane să promoveze păcănele cu targetul lor de literalmente copii. Mi-a apărut acest TikTok cu fanii lui Dorian Popa, ca să ne înțelegem. Evident, nu toți, o parte. E un TikTok de la el din mașină făcut de o doamnă. Ia uite-mă pe ăștia mici. Literalmente niște copii de 10 ani. Bă, toți avem, bă! Toți avem copii care se uită la noi. Haide-i! Reclamă pentru păcăneli și amanet la acești copii. Good. Emoji farfurie. Oh! Deci care-i treaba cu emoticonul ăsta să... de asta mai să-ți fie și milă. Că sunt bullied. Că se face hate împotriva lor. Emoji-ul cu farfurie mi-a produs daune morale. Să ne înțelegem. Am zis eu la Caterin că emoji. Nu, este un interes complet național în legătură cu chestia bă, asta. Da, există acțiuni politice în chestia asta și se știe că politicul nu bagă în seamă genul de lucruri care nu sunt relevante la nivel național. Nu, este o chestie relevantă la nivel național. Nu sunt eu. Doriane, nu sunt eu, tată. Sunt 177.000 de persoane care au semnat petiția pentru... Bă, sincer, am semnat și eu petiția. De pe două contri. Sunt sneaky snitch, sunt trei, dar am semnat și o petiția, bă, că nu mai, pe cuvântul meu, nu mai suport, pe cuvântul meu. Bă, pe unde merg? Farmacii Superbet, păcăneli, amanet, farmacii Superbet, deci așa, merge așa din una alta. E grav rău chestia asta, frate, gen, pe bune, nu se mai poate cu... Dar hai că vorbesc eu după, hai că am și o părerea mea. Tehnicerea reclamelor la jocurile de noroc. Dacă extrapolezi câți oameni n-au auzit de petiție, dar ar fi de acord cu ea, este de interes național. Lejeritatea și naturalețea cu care filmăm supără toții fraierii mâncători de cacaouță, cum s-ar spune Jonuțule Cori, este foc și pară. De ce ești Cori foc și pară? Ai făcut tu reclame la păcănele? Ai luat tu procent din reclamele la păcănele, Cori? Ne mai trezim din când în când, să vă spunem drept. Cu valuri de hate, care se vede clar că sunt de la oameni care instigă la val de hate. De ce? Pentru că sunt ori emojiuri la fel, pe la comentariu. Oameni care la instigă. Cu mâncarea, nu? Mi se pare ipocrit din partea lui Dorian că se plânge de valul de ură instigat de emojiul foamei, dar nu are problemă să se asocieze cu singurul vlogger din România care a instigat la f*** și violența asupra minorilor. Valul de hate este un emoji cu o farfurie, dragi prieteni, da? Ați auzit aici pentru prima oară. Deci un emoji cu o fucking farfurie este un val de hate. Adică e genul ăla de victimizare, de ce să mai zici, în afară de să râzi și să treci mai departe. Altă dovadă că nu este un val atât de direcționat, deci, în caz că poate, nu știu, e vreun fan de-al lui care este interesat. Deci, despre asta e vorba? Victimizează zilele astea. E normal să fie o chestie care se dorește a spama și instigă la rău total gratuit și degeaba, fraților. Total gratuit și degeaba, ok. Bă, da, chiar ce credeți? Noi nu suntem genul care se bazează pe comentariile negative doar ca să fim recomandați sau viralizați, Jonuțule. Mă! Wow, alo! Măcar ironia sorții, mă, vai de capul meu! Dorian, vezi că ăsta e cel mai vizionat clip al tău din ultimele 6 luni doar pentru că răspunzi la hate. Și titlul este răspund la hate. Băi, deci eu aici nu am o parte, da? Eu doar mă uit și comentez, da? Eu nu sunt cu Dorian, nu sunt cu Silviu, nu sunt cu nimeni. Pur și simplu mă uit la chestia asta, la ce s-a întâmplat. Ia să vedem. O dramă care s-a desfășurat pe internet zilele astea. Bă, da, câte drame? Niște copii de 15 ani și Dorian Popa, care amenință cu bătaia niște copii. Salut, Doriane, ce faci? Cum ești? Cum ai cu bătrânețea? Fii atent, arăți bine tare, dar chelusul mai are puțin și fătează, am auzit. Vreau de ziua lui să-i trimiți și lui un cățeluș. Te pup!
o glumă de căcat al copil, adică la citește. Da, chiar a fost. Da, ce vrei? E un copil, aia. Dorian Popa i-a dat reply la acel story în care a zis că cum merge cu bătrânețea și cheluțul fătează. Nici măcar nu te-ai vrut să zic că ce vrut să zic, că e gras sau ce? Bă, dacă la... mai faci astfel de glume, te caut, te găsesc, îți rup urechile, te tund chel și te duc la maică ta să stragă și ia o bătaie bună până te educă. Nici măcar n-ai fost capabil să vorbești corect gramatical. Trească familia mea dacă nu. Bă! Nu știu, am mințit un copil cu bătaie. Păi cum te pui la mintea unui copil? Câți ani ai, mă, frățioare? Păi, Doriane, cum să te duci în DM-uri la un fucking copil? Pil, să-l ameninzi. Bă, dar s-a întâmplat o leacă de dramă zilele astea. Oamne Dumnezeu, băi, ceva mai amus. Și ăsta, pe ăsta-l doare. Eu sunt Dorian, de ce jur un minor nevinovat? Eu răspuns asta copilul, nu pot să cred. Ce asta face pe victima la Dor? A vrut doar să facă 16 ani fericit și să aibă și el un cățel ca al tău, influencerii ăștia. Ma. Bă, asta, vezi, asta ne, ne cauți să ne urechești pe toți, să ne tunzi pe toți. Suntem la Lake House, la Lake House, bro. Suntem la... Bă, așa-s din... așa-s din Bacău, bă. Ia, bă, eu după clipul ăsta chiar mă duc în Bacău, mă duc eu, bă, să mă ocup de ei. Păi, dar ce, bă, dar cum să se facă, bă, glumii de astea așa proaste? O să le explic, bă, vedeți că noi ăștia din Bacău, fiind și moldoveni, suntem mai țărani, nu mai puneți așa ceva pe internet. E grav. Duminica asta a fost la zilele orașului Târgoviște și o persoană a adus o pancartă pe care era imaginea cu Fomică și pe fundal un tablou de șeptar parcă și mai jos scria Fomică și emojiul renumit, cel cu farfuria goală. Și asta zice acest om că ar fi reacția lui Dorian la vederea acestei pancarte. Avem o domnișoare, i s-a întâmplat ceva acolo, e ok totul, da? Că păreai supărată. Sigur, e o pancartă anti sau pro, că nu-mi dau seama. Mamă, ce aiurea e! Anti ce? Ma. Anti eu? Nu înțeleg. Ma. Târgoviște, bună seara și bine v-am găsit! I-ați deranjat conceptul la om. Ma. N-am înțeles, mă, nene. Anti ce? Anti ce? Bă, da, aiurea rău. Antic. Costă banii, urlă pentru grasul. Aș vrea să mai adaug niște lucruri pe care nu am apucat să le spun pe stream. O altă dovadă a ipocriziei fantastice de care se dă dovadă în legătură cu manțocărelile lipsite de inteligență, așa cum le-a numit Dorian, este că acestea funcționează. Altfel nu-mi explic de ce de pe canalele de comunicare Macbeth a dispărut absolut orice formă a asocierii cu Dorian Popa, iar în momentul în care cauți pe Google Macbeth Dorian Popa, primești mesajul, este posibil ca unele rezultate să fi fost... Ia, bă, ci și-o șterg Dorian astea cu reclame? Cum, bă, că mai e? Ia, uite, cum să nu mai fi? A, bă, nu, nu mai e. Dar poate nu-mi dă copyright sau ceva. Ia cu 2 ani. O să o blurez. Și asta e reclama lui Dorian la Macbeth? O să... Mulțumesc, băieții ăștia au venit să vă poarte noroc dacă jucați pe Macbeth.ro. De ce? Pentru că unul dintre voi va câștiga nebunia asta de M2 maxi tunat de peste 400 de cai putere. Gionele, ia mai fă o dată. Dacă și cei care aduc norocul la mașina asta forțoasă. Trăiască familia mea. Da, eu nu știam de asta, sau am uitat pur și simplu. Ia uite ce-o venit. Ce s-a adunat lumea aici în comentarii cu... cu Fomica, mamă. Ia, mă, ia, dai, conform legislației privind protecția datelor din Europa. Adică cineva, nu știm cine, a solicitat Google ca unele rezultate care conțineau Dorian Popa și Macbeth să nu mai apară în căutări. Doar un mic sfat, vedeți că a mai rămas videoclipurile astea de la Dorian de pe canal. Jucați pe Macbeth.ro și puteți să puneți mâna pe această mașină maxi tunată, Jonuțule. Este mașchineta de la Macbeth.ro, Jonuțule. Și vă reamintim că Macbeth.ro pune la care conte de primăvară. Și mi-am amintit de cea mai tare campanie Maxbet.ro care te roagă să-i cureți de premii. Din penthouse am ajuns și în apartamentul pe care puteți câștiga dacă vă puteți să vă scrieți la cea mai tare concurs Max curățenie de pe Maxbet.ro. Bă, nu mai... De asemenea, este important de menționat ceea ce am spus de fiecare dată, că această campanie, dacă doriți, nu este despre Dorian sau despre influencer în sine. Ei sunt doar un liant foarte bun pentru a transmite mai departe mesajul în care cred, faptul că reclamele la păcănele ar trebui să fie interzise, la fel cum se întâmplă cu cele la țigări. De asta vă stop. Ia stai un pic. Înainte să mă uiți la clipul lui Dorian, aș vrea să vorbesc și o leagă. Care-i treaba? Eu consider un om fain și pe Silviu Fire și pe Dorian Popa, da? Dar chestia asta cu aparatele și păcănele și case de pariu și tot, bă, o nebunie lumea, bă, fraților. Bă, și n-aș vorbi dacă n-aș avea atâtea exemple. Nu pot să vorbesc din propria mea experiență, că eu n-am fost niciodată, nu am băgat niciodată nici măcar un leu. De ce? Pentru că, uite, acum vă spun și vouă chestii. Băi, fraților, sunt unele chestii pe care dacă le faci o singură dată,
Nu, gen, nu poți să te mai oprești, pur și simplu nu mergi o singură dată. Și în principiu sunt exact chestiile astea foarte nocive, așa, cum e băutul de alcool, fumatul, droguri, păcănelile astea, gen, astea e foarte greu să le faci o singură dată. Zici, bă, hai că încerc și eu, ca să zic că le-am făcut pe toate în viață, știi? Pe mine mă întreabă lumea, bă, tu de ce n-ai băut niciodată, de ce n-ai gustat nici măcar o gură, de ce n-ai tras măcar un fum, de ce n-ai băgat măcar un leu? Din cauza religiei ceva? Bă, nu! Stai alea, cât de prost să fiu, să văd, bă, dacă lumea bagă acolo, pierde chestii. Dacă lumea bea alcool, nu e ok pentru corp. Nu, dacă lumea fumează, din nou, nu e ok pentru corp. Devin dependent. De ce să fac ceva care deja scrie acolo că e rău? Nu trebuie să fiu prost. Așa că dacă n-ați făcut-o niciodată, să nu mergeți pe principiu. Băi, trebuie să, băi, odată în viață tot trebuie să-l încerc. Că așa devin înțelept, nu mor și nu le-am încercat pe toate. Da, de ce trebuie să-l încerci pe toate? Încearcă să alergi 10 km. Sunt mulți care nu încerca niciodată să alergi 10 km. Uite, poți să încerci asta, adică să încerci să fumezi sau să pui aici, la asta cu bani. Ia să vedem, 51 de minute, trăiască familia ta, Dorian, n-o să, n-am cum să mă uit 50 de minute. Așa, mai e și scandalul ăsta cu Călin Donca ăsta, ăla care avea Lamborghini și apare în toată țeapă. Eu, uite, doi întreni, ia, bă, ia, ia. Silviu, nu știu. Este faptul că eu mi-am asumat greșeala păcănelelor, greșeala promovării acestor casinouri, cum nu pot spune chiar cu mult timp înainte, dar spune chiar cu ceva timp înainte ca Silviu să prindă această breșă pe care Dumnezeu știe sau numai Dumnezeu știe cât de bine încearcă să o speculeze. Și ca să începem să intrăm direct în pâine, o să vă arăt acum două minuțele extrase din podcastul unde am fost invitat la Sorin Constantinescu și unde am discutat tet-a-tet, direct pe față, chiar citez, fără ipocrizie, faptul că eram conștient că am greșit atunci când am promovat păcănelele, faptul că în continuare sunt conștient că a fost o greșeală și că de cel puțin un an jumătate încoace, dacă nu chiar 2 ani, de când am încercat să nu se mai întâmple acest lucru și nici nu s-a mai întâmplat, mi-am asumat asta, nu m-am ferit de acest lucru, nu m-am ascuns precum șarpele. Am făcut reclame la astfel de lucruri, nu vreau să se creadă că am venit aici Sfânta Filoftea deghizată. Nu vreau să fac pe asta. Dar omul cât trăiește în vas. Și am înțeles că este o zonă pe care ar trebui să o catalogăm ca roșu spre negru chiar deja, da? Și atunci în momentul în care am înțeles, am zis ok, dacă am greșit asta, nu înseamnă că nu pot înțelege că am greșit și rectifica greșeala. Nu e ceva rău atâta timp cât oamenii înțeleg că jocurile noroc sunt făcute pentru distracție, nu pentru câștig. Adică eu sunt împotriva celor care promovează câștigul la jocuri de noroc. Dar bă, ce stai ăla, că nici discuția asta nu e ok. Deci Dorian este un om foarte educat, da, se vede chestia asta și respect foarte mult pentru asta. Cred că tot a plecat până la urmă de la suma pe care ți-o dau păcăneli, nu? Acum poți vorbi și eu din propria experiență, nu știu dacă am voie să spun exact sumele oferite, dar vă zic eu că se oferă foarte mulți bani. Nu vreau să zic în fiecare zi sunt contactat, dar poate săptămânal, odată la două săptămâni, primești și un mail să promovezi păcănelile astea. E real și mă sperie chestia asta, bă, pentru două minute de promovare, deja se vorbește de 10.000 de euro. Fraților, 2 minute de promovare, 10.000 de euro, vorbesc foarte serios. Bă, eu nu vreau să-i dau un gât pe ăștia, că poate zic, doamne, n-am luat niciun bani. Bă, eu așa am primit, da? Deci e vorba de 10.000 de euro. Și oamenii care fac reclamă la aparate și de-astea fac 10.000 de euro. Vă zic sincer, uneori am avut și eu în gând cum ar fi să fac într-o săptămână de 15 ori mai mult decât fac în într-o lună, să zic așa. Mă gândesc nu la modul să accept, la modul, bă, mă sperii cât de mulți bani îți dau chestiile astea ca să te bagi acolo. Uite, zici în cazinouri îți dau ție 50.000 de euro, da? Bă, o sumă mare, cum să stea bă atâția bani? Bă, dar dacă 1.000 de oameni, din câți, bă, 1.000 cred că e mult, frate. Dacă ai adus tu să joci acolo, păi sunt pe viață acolo, ești prost? Aia din 50.000 o să producă veri vreo 500.000. Deci așa se gândește. Voi cei care stați în fața calculatoarelor și dați aceste mesaje, pentru că oamenii nu știu, dar noi stăm și citim 10 de comentarii de hate groaznice. Ce credeți? Direcționate de către Silviu. Adică dacă oamenii se trezeau ei, cum se mai întâmplă din când în când, să dea cu hate, că așa sunt ei hateri, bă, n-am problemă. Dar când există un guru, când există un om care centralizează, face un bulgăre de hate și puf, spune, trimite încolo, încolo, this is not obiectivism anymore, fraților. Asta este adresă shoot to kill, da? Eu nu o să mor, eu nu mor ușor, mai ales atunci când știu că nu am greșit sau
repet, în cazul de față, dacă am greșit, în primul rând mi-am recunoscut greșeala și am și stopat-o de cu ani în urmă. Mi se pare, numai când spun cum sună, ani în urmă, mi se pare flagrant că trebuie să o mai spun încă o dată și că, și că niciunul dintre cei care a fost atât de înverșunat să urască nu a văzut, bă, dar stai puțin că boala s-a oprit de ceva vreme. Înțeleg că au fost dintre susținătorii mei care i-au spus într-unul din live-uri lui Silviu, bă, da, să știi că ăsta nu mai face de ceva vreme, de ce te tot iei de el? Nu, bă, nu, nu, lasă că Dorian Popa. Mai mult de atât, am auzit că ce face Dorian... Nu știu ce să zic, că acum au mai fost și alții care au făcut chestii în trecut, cu ani în urmă, și au luat după 2-3 ani. Nu știu dacă ești neapărat de acord cu chestia asta, dar se întâmplă, deci trebuie să fii atent, știi? Tot ce face, trebuie să fii Nike. Dorian Popa, te învață de mic să te duci la păcănele, în primul rând, fraților, conform insights-urilor pe care le vedeți acum pe ecran, 30, publicul 20, meu, în primul 20. Rând, este aproape major în proporție de 80-90%, fraților. Dacă vă uitați la segmentul de 13-17 ani, 16 de fapt, da? Vedem un procent infim. Este mai mic și decât cel de 40, peste 45 de ani, da? Păi despre ce vorbim aici? În primul rând, a nu se înțelege greșit. Eu nu susțin faptul că nu mă urmăresc și cei tineri, însă platformele și ale lor sisteme demografice ne arată că în principal publicul meu este un public matur. Dar chiar și așa, luând în calcul și publicul tânăr, am spus că am greșit, m-am oprit și au fost 4 contracte mari și late, fraților, care vă spun că nu acoperă roțile de la mașina asta blestemată care a deranjat pe atât de mulți oameni încât a creat o tevatură incredibilă. Este păcat că, din păcate, succesul altora nu ne face decât să fim mai răi. Bă, da, totuși, câte o rată la Lamborghini, de curând? Și Lamborghini Urus, așa, 10.000 de euro, toate sau una? Nu vreau să judec, frate, că nu judec nici pe Dorian, nici pe Silviu, nici pe nimeni, bă. Părerea mea, gen, cine? Eu nu, cine te-o întrebați, nu, o zic și eu așa. Ar trebui ca nicio vedetă din țara asta să nu facă reclamă la cazinouri. Fie că-i cântăreți, fie că-i actor, fie că-i, eu mai știu ce, nu știu ce vedete mai sunt, youtuber, streamer, bă, orice. Că-i jurat la TV, că-i, nu știu ce, operator TV, nu știu, gen, n-ar trebui ca nimeni, frate, care are un nume în online să facă chestia asta. Pentru că din chestia asta se aduce o comunitate, știi? În zona aia. Dacă cazinourile astea fac reclame, că oricum or să facă, că nu-i interzis să facă reclame. Și o să-i facă cu niște oameni, nu vreau să zic, sună speraiurea, normal, oameni care nu sunt în online, da? Nu o să fie atât de interesant. Dacă îl vezi acolo pe, nu o să zic, Dorian, orice vedetă care îți place, ți-i zici, bă, ești prost? Păi dacă omul ăsta face și susține asta, înseamnă că, și uite, eu respect pe omul ăla, o să fac și eu asta, mă duc de curiozitate, că a făcut și X asta, știi? Și încă o chestie foarte importantă pentru mine, bă, nu ar trebui să faci reclamă la chestia asta, indiferent de datele demografice, da? Deci, uite, sunt de acord cu chestia asta, aici Dorian nu a greșit. Mă, nu contează că ai oameni peste 50 de ani. Nu-i însurimă pe ea să nu-i băga, nu-i influența să meargă la păcăneli. Indiferent, nu știți câte povești am auzit cu oameni care aveau o grămadă de lucruri, au ajuns să facă taxi pentru că au pierdut tot la aparate. Aia nu erau puști, erau oameni mari, oameni de 40 de ani, deci nu contează vârsta. De-aia nu contează dacă îl urmăresc copiii sau nu, hai să nu punem accent pe copii. Cu copiii o să fie peste tot și mereu și foarte bine. Și pe mine mă urmăresc foarte mulți copii, da? Și mă bucur asta foarte mult. De-aia dacă pot să îi ajut cu ceva sau măcar să le dau un sfat sau o chestie, le-o spun, frate. Nu zic că Dorian ar face asta, v-am zis, îmi place de el, este un om educat în continuare, dar la chestia asta o greșit. Acum ce să mai facă Veri dacă a făcut reclamă la păcăneli? Și-o trecut, a fost acum un an sau tot, gen, acum n-are ce să mai facă. Dacă nu mai face, e bine, nu trebuia să accepte de la bun început, da, asta e o greșeală, dar dacă acum nu mai face, ce poți să-i mai faci? Adică omul nu mai, da. N-am crezut atât că o să îmi zic și eu punctul meu de vedere, știi, la o chestie de asta. Nu m-am implicat niciodată într-un scandal. Nu ți-am implicat în chestia asta, doar îmi dau așa cu părerea, știi, nu ți-am partea nimănui. Dar din moment ce fac și eu asta, pot să spun că, da, și eu primesc și nu accept, gen, pot să nu accept. Și păcat, bă, că crezi că câștigi, dar niciodată, bă, dai că să știi de atâta timp că niciodată nu o să fii pe plus. Și aia care au câștigat foarte mulți bani, eu pierd, frate, pentru că banii ai făcut ușor se duc repede, dar se duce foarte multă lume în chestia asta de a face bani cât mai repede, știi? Dacă ar fi să fac un rezumat la tot ce am zis, este, băi, nu trebuie să încercați mereu toate chestiile, măcar o dată în viață. Așa că dacă n-ați făcut asta, să vă duceți, nu mergeți, că nu-i bine. Succesul altora ar trebui să ne motiveze.
Iar gelozia, invidia n-ar trebui să fie niște sentimente negative. Am spus la Shelly Show când m-am dus și sunt o grămadă de virale de cupate de acolo. Ar trebui din invidie să facem noi un sentiment constructiv, chiar dacă ea în sine este un sentiment destructiv. Și să ne folosim așa cum eu mi-am folosit invidia, să spunem, că și eu ca om am văzut la altul și ziceam: Doamne, oare o să am și eu în viața asta? Acum 6 ani vedeați în vlogul ăla când făceam glume de pe drum la concerte și îi spuneam lui nenea ăla: hei, vezi că mi-ai parcat Lamborghini-ul greșit. Credeți că cineva visa atunci Lamborghini? Nu. Dar am muncit. Ce am muncit, o luăm de la capăt. Păi dacă nu știți ce înseamnă să ai niște șantiere, vă spun în felul următor. Nu vă sfătuiesc să faceți 6 case sau 10 câte avem noi acum cu ajutorul bunului Dumnezeu în Hâți Residence. Vă sfătuiesc să vă renovați living-ul. Atât. Și să vedeți cum vă simțiți după ce întâlniți câteva echipe de muncitori, după ce vă dau greș câteva echipe de muncitori și după aceea înmulțiți cu 100, cu 1000 și imaginați-vă ce înseamnă să ai un șantier. Nu vă gândiți cumva că toată lumea era dezvoltator imobiliar, dacă tot ce trebuia să faci era să stai așa și să bagi bani la păcărele și construiau casele, măi, șnebu, că cu 70.000, 30.000 faci un cartier. Băi, fraților, mama mea m-a învățat un lucru. Nu, pe stradă nu vezi câinii cu covrigi în coadă, da? Nu spun, mare atenție, că nu e adevărat că alții poate au făcut sume mari din astfel de promovări. Dar la mine toate promovările au fost vizibile, mai mult de atât, discutate și despicate în 4 de către Silviu Faia. Și atunci, ce credeți că s-a întâmplat din acele 4 contracte? Cine puteți crede că s-a îmbogățit? Nu înțeleg de ce înseamnă să canalizați totul asupra celor proiecte. Nu mă refer la voi, urmăritorii mei, Doamne ferește. Mă refer la Silviu și brigada Firebirds. Înțeleg că această comunitate are deja și nume. Mă, fraților, iertați-mă dacă greșesc. Dar eu cred că în momentul în care te mai și intitulezi Fireboy și ești menit și decis să lupți acolo și să arunci cu hate pentru Silviu, într-un caz în care, obiectiv vorbind, nici măcar nu-ți mai urmărești cauza inițială, pentru că a arunca cu hate într-un om care nu mai promovează un lucru înseamnă că tu te-ai pierdut de cauza nobilă. Cauza nobilă era cum facem să nu mai promovăm păcănelele pentru tineri și să nu mai distrugem populația din România. Păi du-te către cei care promovează. Du-te către cazinouri. Du-te către legea statului. Dar eu îți spun și nu are cum nimeni să dovedească contrariul, că am cel puțin un an de zile de când n-am mai promovat. Și mai mult de atât, încă o dată, iertați-mi redundanța, o dovadă publică, fizică, vie, că cu o lună înainte să se pornească acest tamtam, mi-am recunoscut greșeala, ați văzut-o în primele minute ale vlogului și am spus: bă, da, e o zonă, nu roșie, neagră deja. Știți ce înseamnă bulina neagră la volan? Când vezi semnul ăla cu bulina neagră pe dreapta, înseamnă atenție, pericol de moarte. Aia, da? Deci și bulina neagră și la grădiniță înseamnă rău, da? Da, bă, mai sunt multe, cred că după s-o băgat în celălalt subiect cu celălalt guru milionar. În concluzie, îl susțin și pe domnul Silviu, pentru că am semnat și o petiție aia, dar să se demoleze. Dacă ar putea să demoleze, să vină așa cu dreapta, bum, să bușească alea, ar fi super tare, pentru că e o problemă foarte mare în țara noastră și nu susțin deloc. Cel susțin și pe domnul Dorian, care până la urmă n-o mai face. Da, o făcut-o, o greșit cu acceptat. Deci asta este pentru... Uite, voi cum v-ați simți acum dacă eu aș accepta un contract de ăsta? Eu m-aș simți bine, că aș face și eu mălai. Face altfel de mălai, nu de asta de mămăligă, știi ce zic? De asta de mămăligă m-am săturat, cum ar veni, știi? Dar voi, nu știu dacă v-ați pierde un pic respectul față de mine, nu? Amândoi sunt băieți de treabă, dar cred că na, o strâni chestia asta, că băi... Nu e ok să te vadă comunitatea ta. Uite, bă, e un om bun. De ce o accepta, știi, să promovezi chestia asta? Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Cred că o să iasă mai lung clipul ăsta, că ne-am uitat o leacă și am și vorbit mult. Am papagal, ești prost, că din Moldova vorbesc mult. Ca de fiecare dată, ce să vă mai zic? Eți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.